La Craiova, manifestațiile prilejuite de această aniversare au debutat în urmă cu 3 zile, iar astăzi pompierii au ieșit în piața Mihai Viteazu pentru a fi mai aproape de craioveni și pentru a le prezenta diferite aspecte din activitatea lor de pregătire. Marcăm acest moment cu prezentarea aspectelor din viața noastră. De 3 zile, pe splanada din centru, de la Mihai Viteazu, de la Molul Mercur, avem expuse câteva din activitățile cu care ne ocupăm. Și astăzi au avut loc o serie de evenimente pentru premierea serviciilor voluntare și private care au obținut rezultate în cursul anului 2016 și serviciile profesioniste care s-au remarcat la activitățile la care au participat. Și a fost făcută premierea din partea Consiliului Județean, iar mai departe avem ziua porților deschise în toate subunitățile din județ, unde cetățenii pot veni și pot viziona accesoriile, materialele, autospecialele cu care noi lucrăm zi de zi. Craiovenii participanți la evenimentele din piața Mihai Viteazu au vizitat toate vehiculele pompierilor, au învățat cum să acorde primul ajutor, dar au avut ocazia să vadă și un spectacol organizat de Centrul Național de Educare Canină. Let's go.